președintele Mișcării Populare, Gorj Nicolae Davițoiu, îi ironizează pe liberali. Fostul democrat liberal i-a luat la țintă pe cei ce se află în Comisia de Energie a Liberalilor, susținând că aceștia nu au nicio treabă cu sectorul minier energetic. Davițoiu a mai spus că dacă CEO așteaptă soluții de la astfel de oameni, atunci soarta îi este pecetluită. Co-președintele PNL Târgu Jiu, Eduard Berca, a spus care sunt specialiștii din Comisia Energetică a Liberalilor. Deci, ziceți-mi și mie cine face parte din ea, vă rog. La nivel județean, dați-mi și mie câteva nume. Statutar sunt cei care sunt implicați, Cosmin Trufelea. Așa? Sunt cei care vin din minerit. Da? Zisărăți unul, mai Dragu, ziceți-mi. Dragu, din câte mi-aduc. Braia, deci sunt Dragu. Oameni. Dragu. Nicolae Davițoiu nu a scăpat ocazia de a fi sarcastic cu liberalii. Da, ăștia sunt cele mai proaste glume care poți să le auzi într-o seară la o emisiune. Domnul Davițoiu, cunoașteți și noastră. De joc. Păi îi cunosc pe indivizii respectiv. Dacă vreți idei de la ei să salvați eu, înseamnă că vă bate jura niște ce au și în momentul de față. Reprezentanții PNL au anunțat că, odată cu vizita lui Vasile Blaga și Alina Gorghiu, vor purta discuții și cu liderii de sindicat din CEO despre problemele pe care le întâmpină complexul.